Doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile zilei. Taximetriști nemulțumiți. Primăria Făgăraș a mutat o stație centrală de taxiuri din sensul giratoriu lângă piață. Se pare că nici acest loc nu este pe placul șoferilor. Asta după ce chiar unii dintre ei au cerut autorităților că își doresc să presteze servicii în locuri cu vad comercial. Ce reclamă taximetriștii acum și ce spun responsabilii cu acest serviciu din primărie, vedeți la jurnal. Reorganizarea circulației rutiere prin înființarea de noi sensuri unice va fi supusă dezbaterii publice. Făgărășenii sunt așteptați miercuri, 18 iulie, de la ora 19, în sala mică a Casei de Cultură, pentru un punct de vedere. Dacă sunt sau nu de acord cu instituirea de noi reguli pe străzi, ce pot ajuta la conturarea unei decizii cât mai apropiate de necesitățile comunității. Prin grijă, curaj și dedicare, Regina Maria a pus România Mare pe harta Europei și a lumii. Astfel că în anul centenarului Marii Uniri, Muzeul Valer Litera din cetate îi onorează personalitatea prin lansarea unei expoziții tematice, al cărei vernisaj este pregătit să fie organizat la începutul lunii august. Primii pepeni românești au apărut în piața din Făgăraș, iar comercianții ne asigură că sunt gustoși, dar mai ales foarte dulci. Fermierii spun că în acest an lubenițele au apărut mai devreme cu 2 săptămâni, datorită temperaturilor ridicate. Celebrii pepeni se vând cu 2 lei kilogramul și nu au nevoie de reclamă. Oltenii și-au creat conturi pe Facebook. Aici oamenii publică periodic fotografii și filmări cu munca lor. Taximetriștii care își desfășurau până ieri activitatea în sensul giratoriu din Făgăraș au fost mutați nu foarte departe, pe strada Nicolae Bălcescu, lângă piață, așa cum chiar ei au cerut de mai multă vreme autorităților. Numai că acum aceștia susțin că nici aici nu este bine. Ei spun că cele 14 locuri de parcare sunt amplasate într-o zonă cu mare risc de producere accidentelor de circulație. Pentru că blocăm circulația și de totul. Și sensul unic, dar degeaba, că vine cu viteză din partea stângă. Noi, când trebuie să ne băgăm cu spatele, nu putem deloc. Vine, ne lovesc. Nu e nici vizibilitate, nu e nimic. Și curbă și de toate. Nu e bună stația deloc. Cum să fii mulțumit dacă e circulația e aici? Dacă când începe școlile, grădinițele, vă dați seama ce se întâmplă aici, câte accidente se întâmplă. Că vii, bagi cu spatele, ăla vine de acolo și... Nu e bine. Trebuia să ne lasă în sensul giratoriu, era loc de parcare, trebuia să ne mai bine ne lăsa toată parcarea, era cel mai bine acolo. Ne-au mutat ba acolo, dar fără niciun rezultat nimica. Nu e în folosul comunității, domnul primar și aleșii noștri. Să luăm măsuri, să facem o cerere, să facem o reclamație la primărie, pentru că nu e în regulă, aici o să fie tamponări, o să fie scandal. O să fie tot timpul ceva, o să se întâmple până la urmă, mai devreme sau mai târziu. E clar. Numai să stați un pic să vedeți când se adună multe mașini, ce se întâmplă. Sunt 14 locuri, noi exact suntem mulți. Înainte eram inițial și pe partea cea, și în parcarea perpendiculară, și în partea cu casa de schimb, mă rog, cu Vodafone-ul, cu ce acolo. Și ne-a luat partea aia, ne-a lăsat numai parcările perpendiculare. Fiind doar 10 locuri, noi foarte mulți, ceva trebuia să facem, ne înghesuiam cum puteam. Și poliția era tot pe noi, locală. Suntem lângă piață, dar nu în regulă aici. Parcările trebuia făcute la bordură, în șir india, nu așa în spic. Că nu ne putem, când ne băgăm de parcăm, o să facem accidente, vine... Circulația există aici. Vine din spatele nostru, te bușește. Dacă ce ai făcut? Stai cu mașina în service? Ce faci cu mașina? Ca să vii să parchezi aici, trebuie să ocolești tot orașul, să vii să parchezi aici, că aici e interzis. N-ai pe unde intra.
Se pare că niciun loc nu-i mai mulțumește pe taximetriști, explică autoritățile. Asta după ce în sensul giratoriu, șoferii se certau pe cele 9 locuri destinate acestui tip de serviciu. Veneau acolo câte 20, susțin surse din cadrul primăriei. Aici au cerut ei de mult să vină, dar iată că nici aici nu le convine, mai spun sursele citate. Deși este un loc cu vad mare, pentru că lumea vine la piață și din parcare, oricine are nevoie poate chema un taxi. Mai mult, nu care bagajul până în sensul giratoriu, autoritățile nu îi pot mulțumi pe deplin pe taximetriști. La inițiativa domnului primar și a Comisiei de Circulație din cadrul municipiului Făgăraș, în zona pieței pe strada Nicolae Bălcescu, au fost amenajate 14 locuri de așteptare pentru autovehiculele taxi. Acestea sunt conform marcate și trasate, conform legii 23/2003, legea taximetriei. Deci am venit în sprijinul taximetriștilor, mărind numărul locurilor de parcare. Pe lângă asta, bagajele călătorilor se pun de pe trotuar direct în portbagaj. Deci, din punctul nostru de vedere, este un lucru foarte bun. E o stație conform reglementărilor în vigoare. Și așa cum au dorit și ei, au dorit să fie în zona pieții agroalimentare, unde traficul de călători este foarte mare. La Făgăraș sunt 9 stații de taxi, cu un total de 77 de locuri. Firmele specializate, dar și particularii care desfășoară servicii de taximetrie, cuprind toate zonele orașului. Cetate, piață, Romarta, spital, gară, complex comercial din combinat, părculețul de pe strada școlii, intrarea de pe strada Libertății și complexul comercial din cartierul 13 decembrie. Taxa de autorizare către primărie pe care trebuie să o plătească toți cei care desfășoară astfel de activități este de 600 de lei pentru 5 ani sau de 150 de lei pe an. Dezbatere publică privind circulația pe un singur sens pe mai multe străzi din municipiu. Primăria Făgăraș organizează miercuri 18 iulie de la ora 19 în Clubul Casei Municipale de Cultură o dezbatere publică pentru stabilirea unor măsuri restrictive privind circulația rutieră pe străzile din cartierele Vasile Alexandri și Tudor Vladimirescu, între blocurile A, B și C și pe străzile Stejarului, George Coșbuc, Iazul Mori, Vasile Alexandri, Tăbăcari, în spatele blocurilor 4 și 5, restricționând traficul pe un singur sens de mers, sens unic. Începând cu data de 28 iunie, documentația poate fi consultată la sediul primăriei Făgăraș, din strada Republicii numărul 3, între orele 8:16 de luni până joi, între orele 7:30-16 și vineri, între orele 7:30-13:30, persoană de contact, consilier Andrei Filip. În cadrul dezbaterii publice, făgărășenii au posibilitatea să prezinte propuneri, sugestii și amendamente cu privire la stabilirea unor măsuri administrative de circulație. Acestea pot fi depuse până în data de 18 iulie, de luni până joi, între orele 7:30-16 și vineri, între orele 7:30-13:30, la compartimentul permanent al Consiliului Local Făgăraș, persoană de contact, consilier juridic Petronela Jurcovan sau prin e-mail secretariat@primaria-făgăraș.ro. Muzeul Valer Litera din cetatea Făgărașului marchează printr-o serie de activități anul centenarului Marii Unirii. Făgărășenii, dar și turiștii care vizitează cetatea în această vară, au parte de o expoziție tematică de suflet. Vor cunoaște aportul pe care l-a avut Regina Maria la realizarea Marii Unirii. Prin grijă, curaj și dedicare, Regina Maria a pus România Mare pe harta Europei și a lumii. Nepoata reginei Victoria a Angliei și a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, a devenit la 17 ani consoarta prințului moștenitor Ferdinand al României și apoi, în 1914, Regina Maria a României. A părut să înțeleagă responsabilitatea monarhilor și conducătorilor lumii și și-a asumat-o din toată inima, încă de când a sosit în țara ei adoptivă. Ea a ajuns să cunoască poporul român, cultura sa, obiceiurile sale, regiunile sale rurale și mai presus de toate aspirațiile sale, care au devenit și ale ei. Regina Maria, gusturi și atmosferă regală. Acesta este titlul expoziției. Avem în pregătire o expoziție interesantă. Expoziția se numește Regina Maria, gusturi și atmosferă regală.
în anul centenarului, bineînțeles, dar și se împlinesc pe 18 iulie 80 de ani de la trecerea în neființă a Reginei Maria. Organizăm expoziția în amintirea personalității ei și a contribuției pe care i-a avut-o la crearea și realizarea Marii Unii. Dar pe de altă parte, expoziția aduce în fața publicului vizitator o parte din piesele care au înfrumusețat încăperile castelului Bran, castel pe care l-a stăpânit din decembrie 1920 până la moarte 18 iulie 1938. Expoziția este realizată în colaborare cu Muzeul Național Bran și va fi însoțită de un catalog de expoziție, iar vernisajul acesteia va fi la începutul lunii august. Maria a purtat cu mândrie uniforma militară, s-a implicat activ în toate acțiunile pe care Regimentul 4 Roșiorii, denumit mai târziu Regina Maria, le-a desfășurat, devenită regină odată cu accederea la tron a principelui Ferdinand la 11 octombrie 1914, după moartea regelui Carol I, la puțin timp după izbucnirea primului război mondial, Regina Maria a dedicat cu generozitate timp și energie soldaților răniți pe front și bolnavilor de tifos și holeră. Ea a coordonat colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat spitale de campanie și a strâns fonduri pentru serviciul de ambulanță. Astfel a ajuns să fie cunoscută drept mama răniților sau regina soldat. Agricultorii din Corabia vin de mai mulți ani cu pepeni în piața din Făgăraș. Unul dintre producătorii, Ștefan Răuțoiu, ne povestește că și-a luat gazdă în Făgăraș și stă aici la piață cu lubenițele cât e vara de lungă. Copiii aduc marfă și dânsul are deja destui clienți. Cam de circa 3 săptămâni de zile sunt venit aici așa în piață. De la Corabia sunt, din comuna Vădăsița, județul Olt. Sunt. Și am venit aici, așa, că acolo la noi n-avem unde să-i dăm. Toți avem și n-avem unde. O să-i dăm unul la altul, n-avem cum. Plătesc gazda, dau 10 lei pe noapte. Dorm la cineva aici, pe Coșbuc, la Radu Negru acolo. Ne apucăm, de exemplu, ăsta i-am plantat pe data de 3 aprilie, dar atunci de când muncim în continuare, am pus folie, două rânduri de folie, să pui jos, picurare, bani cheltuiți, nu știu dacă scoatem banii care i-am băgat. Am 2500 de cuiburi, da, 2500 de cuiburi. Foarte greu, doamnă. E muncă multă. Clima, să știți că suntem cam mulțumitori. Nu am avut, nu ne-a bătut piatra, numai asta, dacă ne mai bătea și asta, era vai de capul nostru.
Aproape toți localnicii din sudul țării trăiesc din agricultură, mai precis din vânzarea pepenilor, singura cultură profitabilă ce dă randament pe solurile nisipoase din zonă. Culturile trebuie îngrijite, săpate și udate. Anul acesta se pare că timpul a ținut cu fermierii. În această perioadă, când sezonul e la început, pepenii sunt la mare căutare. Un kilogram costă 2 lei, dar cu timpul prețul o să mai scadă, ne spune producătorul. 2 lei, uitați, avem aici așa. Nu, ăsta e al treilea an de când vin aici la Făgăraș. Eu, ai mei, sunt așa cum îi vedeți de frumoși, în cauza că acolo unde i-am, am întors niște lucernă. A fost niște lucernă, o vie, și deci am arat-o, cum să spunem, din nou. Și de-aia s-au făcut așa mari. De-aia nici nu ia oamenii, sunt foarte mari. Păi acum, în luna asta, iulie, iunie și iulie și august, astea sunt lunile care încep ei. Acum ce scot din ăștia, trebuie să mă duc să-mi iau cărbuni, să iau lemne, că la noi e problemă cu lemnele, cu cărbuni. E 4.000 tona de lemne, 4.300 a făcut-o. 4. Da, să face să ne încălzim la iarnă. Cu ce aștept iarnă? Pepenele este recunoscut pentru faptul că are mulți antioxidanți benefici organismului, precum licopenul, protector împotriva cancerului, sau vitaminele C și A. Atinge maturitatea în timpul lunilor fierbinți de vară, când devine foarte dulce, suculent și aromat, spun cultivatorii. Cel mai întâlnit sortiment este cel cu textura roz la interior, dar foarte gustos sunt și cei cu miez galben. În încercarea de a convinge cumpărătorii că pepenii sunt românești, sădiți, plantați, crescuți de mâna lor, oltenii și-au creat conturi pe Facebook. Aici oamenii publică periodic fotografii și filmări cu munca lor, iar vara informează în ce piețe pot fi găsiți. Oltenii și învață pe cumpărătorii cum să aleagă un pepene bun.